camping chairs. Hey, Bubi. Bună. Fireplace. 360 de grade. Măgâldeața! Măgâldeața lui tati și lui mami. Charlie, hai! Mușcu, tati! Hai! Ce faci? Charlie fericit! O să avem un apus de soare superb, Abi, nu? Da! Foarte, foarte frumos! Am intrat cu piciorul în groapa, era să cad. Ia uitați, aici am găsit un clompen de-asta olandez, vedeți? Ia azi. Mă bag în foc în noaptea asta. Ia uite, Babi. Charlie foarte entuziasmat. Asta e unul. Does your ex work? Yeah. Claire pune tentul, nu, Babi? Da, da. The tent. Pui cordul ca indienii, nu, Babi? Eu mă duc să tai lemne, Babi. Ok. Ok? Succes. Te iubesc, doamnește. Am o grămadă. Mai am nevoie de o grămadă de lemne. Nu așa, Charlie? N-are niciun stres. Nu trebuie să mă duc departe pentru lemne. Acolo e Claire. Aici sunt lemnele. Ia uitați. Deci o să avem un apus de soare superb, doamnelor și domnilor. Ia uitați-vă aici cât lemn am tăiat. Hai de mine, numai de-astea mare am tăiat, am muncit o grămadă la ele. Ia uitați acolo, sta mai lemnul. Uitați cât de mic e toporul. Am făcut aici toată noaptea, o să ard. Plus astea care sunt aici în interior. Am pus și cortul. Am pus aici și măsuța cu camp chairs-urile. Scaunelele, Charlie aici, și uitați aici cum arată și cortul nostru, foarte frumos. În noaptea asta vor fi 3 grade Celsius, vedeți frumos, o să vedem stelele și luna. Ia uite aici, wow, uite aici airbed, un pat cu aer frumos, jos avem pătură de asta termică, care să nu treacă frigul prin ea. Plus, avem aici tot făcut ca lumea. Ia uitați-vă! Foarte, foarte frumos! Perne, o grămadă de din astea, alte pături, să ne încălzim ca lumea. Spațiu unde ajuns. Ia uitați cum arată și interior. Da. Avem deschidere acolo sus pentru aer. Vreme frumoasă, nu o să plouă. Hai să mă pun să fac focul acum. O să vină și Claire că s-a dus să ducă mașina la... să o parcheze. A fost un workout foarte, foarte bun să tai lemne. Mamă, încălzisem, eram doar la maieu și afară erau doar 10 grade. Curgeau apă după mine. Așa că hai să mă pun să fac focul. Priviți, doamnelor și domnilor, muzicuță, foc, ia uitați-vă. Apus de soare superb prin pădure. Claire că vine aici și cu o grămadă de mâncărică, cookies, băuturică, nu, Abi? Charlie este foarte entuziasmat, vrea și o bucățică de ceva. Marshmallows. Marshmallows pentru for on the fire. Ia uitați-vă, doamnelor și domnilor, mâncare pentru sausages pentru barbecue, nu, Abi? Și ceva pentru Charlie. Ceva pentru Charlie. Acolo focul la picior. Foarte delicios. Mi-e foame, am muncit o grămadă. Charlie acolo. Foarte romantic. Foarte romantic, doamnă și domnule, ia uitați acolo. Charlie nervoasă. Da, pentru că avem un spion acolo. Avem un spion, un cățel care ne dă târcoale mereu. Brânza, hauda cu pâine. Și avem aici și niște cârnați pe care se prăjim. Olandez ești? Sunt foarte olandez acum, da. Mă afumă ca pe un cârnat. Cârnat afumat. Cârnat afumat. Și tu ești la cârnat afumat. Set? Oh, you guys. Charlie? Sit, come here. Sit up. Sit up. Avem aici un apus de soare super. Ia uitați-vă aici. Aici am un cremvâșt delicios. Scântei de la foc. Dimineață. Ai adus mașina? Babi, hai să plecăm de aici, că e frig. E foarte frig, hai să mergem. Hai de acasă, am murit de frig azi noapte. În sfârșit, nu, Babi? Da, o pun. Haide acasă. Deci, în sfârșit ne ducem acasă. Charlie aici la piciorușele mele. Doarme, nu mai poate de somn și am dat drumul la căldură, la 40 de grade. A fost o experiență foarte mare. Uite acolo. Da, o grămadă de gheață și gheață și astea. A fost foarte frig. Mulțumită lui Dumnezeu am trecut peste noapte cu bine și sănătoși. A fost o experiență. A fost o experiență, dar nu o să mai repet în felul acesta. Da, chestia care eu nu m-am plăcut foarte mult este că toate gâscă, da, din locul asta, da, a hotărât că noaptea trecută o să merg la Africa. Toată colonie. Da, știi? Era o grămadă de păsări migratoare. Deci toată noaptea. Toată noaptea, bă, și s-auzea bine în pădure acolo. Auzeam până și aripile, le auzeam aripile. Mă ții minte? Da, și am crezut, voi mergeți la Africa și eu vreau să merg, pentru că sunt foarte frig. Aici în Olanda a fost foarte frig. La cort, nu. Data viitoare o să ne ducem vara. Nu, dar a fost frumos, dar... Da, da. Data viitoare noi știm exact cum este, apropo de 0 grade. Da, da. Oricum e experiență, ne-am învățat foarte multe lucruri. Dar Charlie a ajutat foarte, foarte mult, pentru că, bineînțeles, ea are blană, da, și ea a fost foarte cald și ea a stat sub pădura cu lava picioarele noastre. Da, 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 și ne-a încălzit, a stat sub pădura cu noi. Foarte mult. Ia uitați-vă. Ea a lucrat toată noaptea. Toată noaptea lucra, babă, ia uitați-vă. Păduri, doamnelor și domnilor. Așa că vă mulțumim foarte mult că ați urmărit acest videoclip. Da, dacă voi ați avut o experiență la camping în iarnă sau toamnă, bineînțeles, pune-te rog în comentariu și poate voi aveți niște sfaturi pentru noi data viitoare. Nu știu dacă există o dată viitoare, dar ne vedem. Și da, o săptămână fericită. O săptămână fericită, așa ne petrecem noi weekendul făcând lucruri interesante. Doamne ajută tuturor, pa! Da.